Bun găsit, doamnelor și domnilor, la cea de-a doua ediție din acest an a emisiunii Numele Adevărului. În această seară vom discuta cu domnul Marcel Romanescu, președintele Organizației Municipale a PNL. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și la mulți ani, pentru că este și prima mea emisiune în care apar în acest an și vreau să le transmit și eu tuturor telespectatorilor toate urările de bine pentru acest an. În acest an va avea loc un eveniment important în viața orașului nostru, un eveniment care se petrece de obicei la 4 ani, dar iată că acum se va avea loc mult, mult mai devreme. E vorba de alegerea primarului municipiului Târgu Jiu, după ce Florin Cârciumaru a optat pentru funcția de senator. În mod clar, vor fi organizate alegeri locale, iar dumneavoastră, domnule Romanescu, v-ați anunțat intenția de a candida, chiar partidul dumneavoastră, prin președintele Dan Vâlceanu, a susținut că dumneavoastră veți fi candidatul la alegerile locale. A schimbat cumva rezultatul de la alegerile parlamentare, această strategie, această optică? S-a întâmplat ceva în acest timp, pentru că ați făcut o declarație puțin surprinzătoare, afirmând că veți candida, indiferent de la, sau așa s-a înțeles, indiferent de la ce formațiune sau indiferent din partea oricărui partid. Nu. Declarația mea, e adevărat, a fost dată imediat după alegeri, după o ședință de Consiliu Local și după o ședință de birou municipal al Partidului Național Liberal, pe care îl coordonez de 6 luni de zile ca unic președinte. Am dat această declarație și în contextul celor întâmplate anul trecut. Știți foarte bine că intenția mea de a candida din partea Partidului Național Liberal a fost manifestată de acum un an și jumătate. Am acceptat la un moment dat să intru și în acel sondaj al Partidului Național Liberal. Deși am câștigat detașat acel sondaj, la momentul acela nu am fost desemnat eu candidat, a fost o altă persoană pe care conducerea Partidului Național Liberal a desemnat-o. De data aceasta, ținând cont de declarația domnului Dan Vâlceanu și de unanimitatea cu care s-a luat decizia în Biroul Permanent Local pentru susținerea mea ca și candidat la primăria municipiului Târgu Jiu, am spus că voi candida. Eu vreau să candidez. Și v-a fost pusă întrebarea imediat, chiar dacă nu veți fi desemnat de PNL, drept candidat, și dumneavoastră ați continuat și ați spus că da, chiar și. Da, eu am spus că voi candida. Deci opțiunea mea este foarte clară. Sunt convins că după ce s-a întâmplat în Partidul Național Liberal la alegerile locale și parțial chiar și la alegerile parlamentare, colegii mei din Biroul Permanent Județean, și nu mă refer aici decât la cei din Biroul Permanent Județean, nu la cei din Biroul Permanent Local, m-am spus la ultima ședință, am avut, spre surprinderea mea, era în săptămâna imediat după alegerile parlamentare, am avut 42 de colegi prezenți la o ședință, după ce cu o săptămână înainte pierdusem orice șansă de a face guvern și clar de a putea deține anumite portofolii ministeriale sau la nivel local. Însă, modul în care m-au tratat cei din echipa pe care o coordonez de 6 luni de zile m-a determinat să cred că există o șansă la Târgu Jiu și că oamenii aceștia o simt din experiențele personale, din contactele pe care le-au zi de zi cu cetățenii din Târgu Jiu, pe de altă parte, din modul în care au fost implicați în toată această perioadă alături de mine. Chiar dacă nu mi-au convenit anumite decizii din Partidul Național Liberal, eu, ca și președinte, ca și coordonator al Biroului Permanent Național, am mers în toată această perioadă de campanie electorală alături de echipa de la municipiu. Și oamenii aceștia i-am văzut de data la acea ședință extrem, extrem de motivați. V-am spus, după o experiență nu tocmai plăcută, după acel O rezultat, surpriză neplăcută, nu după o surpriză pentru neplăcută, dumneavoastră. însă i-am văzut extrem de montați în a merge alături de candidatul lor și de președintele lor în competiția de la alegerile pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Mi-aduc aminte că asta îmi și spuneau, vă susținem
indiferent de opțiunea Partidului Național Liberal. Eu însă vă spun sincer, cred în proporție de 99% că Partidul Național Liberal în perioada imediat următoare va lua o astfel de decizie. Prin forul de decizie județean, prin biroul permanent județean, va lua decizia de a desemna pe Marcel Romanescu ca și candidat pentru primăria municipiului Târgu Da, Jiu. ce înseamnă că, până la urmă, să nu fie vorba de o forțare? Ce înseamnă asta că că cei din birou vă susțin indiferent de poziția partidului? Adică. Păi nu, poziția partidului la momentul acesta, cel puțin poziția transmisă de către președintele Dan Vâlceanu, de către unicul președinte al Partidului Național Liberal, exprimată din perioada în care Florin Cârciumaru și-a anunțat candidatura pentru un mandat de senator, a fost foarte clară. Marcel Romanescu va fi candidatul Partidului Național Liberal pentru mandatul de primar în Da, condițiile în care Florin Cârciumaru va aveți pleca. ceva informații că s-a schimbat ceva în acest timp? Adică știu că a fost un rezultat mai slab înregistrat în municipiul Târgu Jiu de PNL față de media pe județ Corect. și nu știu dacă vi s-a reproșat acest lucru dumneavoastră pentru că sunteți președintele organizației municipale. Nu mi s-a reproșat și din punctul meu de vedere sunt foarte multe foarte puține lucruri care ar trebui să mi se reproșeze mie ca și președinte. Pentru că în toată această perioadă de 30 de zile, clar, nu numai cei care au candidat, toate organizațiile din județ ale Partidului Național Liberal și nu numai ale Partidului Național Liberal au văzut un președinte de organizație municipală mergând cu 20-30 de oameni în fiecare zi în zonele din municipiul Târgu Jiu, venind la emisiunile de promovare sau la emisiunile de dezbatere electorale și susținând candidații Partidului Național Liberal. Deci, Adică din nu puteți acest să punct fiți de acuzați că vedere, nu v-ați implicat în cel campania puțin în electorală. privința strategiei pe care trebuia să o pun în aplicare, n-are nimeni ce să-mi reproșeze. Acum, dacă mă uit foarte bine la orașe mari, Timișoara sau Aradu, da? Unde primarii au câștigat cu 70-80% alegerile locale și de data aceasta au pierdut alegerile parlamentare în acele orașe. Cred că sunt foarte mulți vinovați. Eu nu spun. Și la Târgu Jiu, și la Gorj s-au făcut greșeli. Poate chiar și în organizația mea și sunt convins că da, chiar și în organizația mea s-au făcut greșeli. Dar nu, Marcel Romanescu și organizația municipală este vinovată pentru acel rezultat. Mai mult decât atât, organizația municipală este printre puținele organizații care a conservat numărul de voturi de la alegerile locale. Adică am avut 4.000 și ceva de voturi la alegerile locale în Târgu Jiu, am avut 4.000 și ceva de voturi, cel puțin pe Camera Deputaților, pe acea listă unde am candidat și eu și unde președintele era cap de listă, am avut același număr de voturi, că prezența a fost mai mare și procentul normal a fost puțin diminuat. Sunt alte discuții. Însă sunt foarte, foarte multe Faceți organizații la nivel comparația cu. național cu ce s-a întâmplat la alegerile locale. Eu vorbesc între cele două perioade de 6 luni de zile, alegerile locale și alegerile parlamentare. Deci, ca Și număr de voturi, la ce vă raportați? Pentru Consiliul Județean sau la ce da, anume? ce s-a întâmplat în perioada respectivă pentru Consiliul Județean și de data aceasta pentru parlamentare. Deci, numărul de cetățeni care au votat Partidul Național Liberal la locale în Târgu Jiu, au votat Partidul Național Liberal și la alegerile parlamentare. Da? Asta este. Din păcate, nu a depins de mine în mod direct. Dacă eu stăteam acasă, dacă acea echipă minunată pe care o am la municipiu stătea în afara tranșeelor și aștepta doar ziua votului, puteam oricărui membru al echipei să-i imput ceva. Nu, n-am ce să le imput. Au fost extraordinari prin modul în care au pus în aplicare o strategie stabilită de către Partidul Național Liberal de la centru și s-a dovedit că a fost o strategie dezastruoasă. Eu trebuie să recunosc că strategia Partidului Național Liberal doar pe mesaje împotriva programului Partidului Social Democrat nu a prins deloc. Mi-aduc aminte și eu acum și e adevărat, n-am știu cât de mult rău va face, dar mi-aduc aminte modul în care fosta președintă prezenta acel clip în care bătea la ușă și spunea că s-ar putea să-ți fure Viorel sau nu știu cine, să-ți fure sandwich-ul sau ceva în genul ăsta. Cam penibil. Înțelegeți? Deci sunt convins că am învățat toți din greșelile de la alegerile parlamentare și prin desemnarea candidaților, pentru că Dan Vâlceanu trebuie să recunoască poziția mea, chiar dacă n-am exprimat-o public, pentru că este normal, dacă sunt membru al Partidului Național Liberal, îmi exprim punctul de vedere
în organismele interne. Și dau de înțeles ce aș vrea să spun dacă am ceva de spus și public, dar nu tranșant. Însă, în privința anumitor lucruri care s-au petrecut în organizația Partidului Național Liberal Județeană și modul în care au fost desemnat candidații, punctul meu de vedere e foarte bine cunoscut și de către președintele Dan Vâlceanu și de către membrii Biroului Permanent Județean. Se încearcă acum, simțiți, să fiți scos cumva, țapii spășitori pentru rezultatul de la Târgu Jiu? Eu nu cred. Eu nu cred. Sper ca Partidul Național Liberal să înțeleagă foarte multe lucruri din acest rezultat și să nu se ajungă la o astfel de situație. E clar că niciun partid nu există susținere totală pentru vreun candidat. Eu vă spun sincer, inclusiv la Partidul Social Democrat, indiferent cine va fi viitorul candidat la primăria municipiului Târgu Jiu, vor exista oameni din interiorul acelei formațiuni care nu-l vor susține deja, pe cel care este deja desemnat. Deja s-a anunțat, da, e normal de la așa ceva. Deja s-a anunțat acolo că va fi domnul Aurel Popescu. Vom vedea. Primarul interimar în Vom în vedea, funcție. Vom trăi și vom vedea, pentru că și la Partidul Social, sau cel puțin la Partidul Social Democrat, sunt vehiculate mai multe nume chiar și în această perioadă. Dar cred totuși că la nivelul și la criza în care se află, pentru că se află într-o criză Partidul Național Liberal, nu prea ar avea foarte multe opțiuni în privința candidaților la primăria municipiului Târgu Jiu. Eu sper că de data aceasta să-și ia foarte bine, să-și ia în serios președintele Partidului Național Liberal, și mă refer aici la Dan Vâlceanu, să-și ia în serios acel rol, să se uite foarte atent pe sondajul care s-a făcut în luna ianuarie, care nu este un sondaj rău pentru mine ca și potențial candidat, este un sondaj bun, eu spun că un sondaj bun, nu un sondaj foarte bun, da? Dar un sondaj în care rezultatele scot în evidență anumite calități, adevărat, și anumite defecte ale mele ca și potențial candidat. Și să tranșeze această situație punând toată armata Partidului Național Liberal, și aici nu mă refer doar la organizația municipală sau la oamenii care locuiesc în Târgu Jiu. Mă refer la organismele de la nivelul județului Gorj, pentru că eu trebuie să recunosc. În acest moment am o susținere și e determinată de relația bună pe care am avut-o în perioada anterioară cu majoritatea primarilor din Partidul Național Liberal, pentru că eu am susținut o astfel de idee. Eu am fost unul dintre cei care a susținut că la aceste alegeri parlamentare unul dintre locurile eligibile sau semi-eligibile trebuia să fie ocupat de către un primar. Nu știu care. Pentru că sunt 21 sau au fost 21 de primari cu rezultate foarte bune. Dar când ai primarul de la Motru, când ai primarul de la Novaci, când ai primarul de la Băleș, când ai primarul de la Bâlteni, de la Bumbejiu, da? Când ai primarul de la Roșia cu experiență veche și în politică. Și că trebuia unul dintre ei să fie pe un loc, doi eventual, sau? Nu. Cred că lista... Știu că primarul de la Bumbești, Jiu, s-a propus locul 3, dar Lista de la Camera Deputaților, din punctul meu de vedere, a fost o listă cât de cât echilibrată. Și eu am recunoscut întotdeauna președintele organizației municipale de la Motru, care avea tot dreptul, la un moment dat, să susțină această poziție și să meargă pe o poziție eligibile sau semi-eligibile, după pentru că ce reușise să câștige primăria. Nici nu mai contează în politică cum câștigi. Că sunt sigur că nici PSD-ul, cum să vă spun, nu încearcă acum, după ce a câștigat, să găsească lucruri pe care să le spună: domnule, am fi putut face. Am câștigat. Așa s-a întâmplat și la Motru. Militarul, împreună cu actualul primar Jianu, care pentru mine este o mare, mare bucurie să-l văd și să-l ascult, un tip extrem de echilibrat, da? Este, Jianu este pe tiparul meu de om, un tip echilibrat, un om care știe să dialogueze, să se consulte cu factorii de decizie, și va fi o surpriză, sunt convins, o surpriză extrem de plăcută în situația nu tocmai plăcută de la Motru. Dar încă o dată vă spun. Și acești primari de localități, din ce am observat, pentru că astăzi discutam cu un primar de la Limpești, primar tot liberal. Liberal, da. Acești primari pot să atragă în jurul lor alți oameni care să candideze pentru localitățile din jurul lor. Așa cum s-a întâmplat la Alimpești, pentru că spunea primarul respectiv că cel care i-a făcut această invitație a fost primarul de la Novaci, domnul Leușteanu. Eu zic și le-am spus întotdeauna în Partidul Național Liberal, că după alegerile locale,
Noi am avut 21 de câștigători și restul mai puțin câștigători. Adică am avut 21 de generali care au știut să-și conducă armatele spre victoria finală, pe o bătălie foarte, foarte dură cu Partidul Social Democrat. Iar acești 21 de primari trebuiau să fie decisivi în modul în care, sau punctul lor de vedere trebuia să fie decisiv în modul în care se stabilea... Nu au prea fost ascultați sau ce păi nu, reproșați? În condițiile în care niciunul dintre ei nu s-a găsit pe un loc eligibil sau măcar semi-eligibil, din punctul meu de vedere, nu au fost tocmai ascultați. Însă, pentru mine, opțiunea lor va conta enorm și în viitoarea decizie de a candida. Da, ați intrat într-un conflict așa cu Dan Vâlceanu, că îi tot trimiteți mesaje așa mai... Nu. Eu punct... Mai voalate sau mai puțin voalate de... Eu acest punct de vedere l-am exprimat tot timpul. Da? Singura perioadă a celor 30 de zile în care am intrat în campanie electorală și am susținut programul Partidului Național Liberal și candidații Partidului Național Liberal, era culmea să vin într-o emisiune și să spun... Să spun anumite lucruri, însă și înainte de campanie electorală eu am spus un lucru. Mi-aș fi dorit ca unul dintre primari... De ce vă spun acest lucru? Uitați-vă ce a făcut primarul de la Bustuchin independent. Adică a luat, nu știu, 8.000-9.000 de voturi. Uitați-vă ce a făcut la Târgu Jiu primarul de la Lelești. Fostul primar de la Lelești, mă refer la Maria Rotaru, care, până la urmă, a plecat din Partidul Național Liberal și a luat un număr semnificativ de voturi în Târgu Jiu. Deci oamenii în acest moment nu votează neapărat sigle de partid, votează oameni. Iar Partidul Național Liberal nu duce lipsă în acest moment de primari cu o imagine foarte bună. Leuștean este unul dintre acești primari. Primarul de la Bâlteni este un astfel de exemplu. Primarul de la Roșia este un asemenea exemplu. Primarul de la Bălești. Oamenii aceștia au mii de voturi în spate. Și trebuie întotdeauna să ții cont de ele. Eu voi ține cont. Și o parte dintre ei, cel puțin jumătate dintre primarii Partidului Național Liberal, și-au manifestat dorința de a participa într-o eventuală campanie la Târgu Jiu alături de mine în această bătălie. Nu știu, parcă așa lasă impresia mesajul dumneavoastră. Încercați să forțați mâna conducerii partidului cu, nici pe departe. Având în spate acești... Bine că se știe că primarii reprezintă o forță în toate partidele. Încercați să forțați cumva mâna, că aveți în spate dumneavoastră foarte mulți primari. Eu nu vreau să forțez nimic, pentru că până la urmă nu primarii vor da rezultatul de la Târgu Jiu. Însă ca să putem pleca într-o competiție corectă, trebuie să vedem exact... Da, dumneavoastră candidat la Târgu Jiu. Cred că nu vă pot vota cei de la Bălești. Nu, mă pot vota cetățenii care merg în fiecare săptămână la Bălești, care nu au domiciliu de Bălești, au domiciliu de Târgu Jiu. Și dacă îl apreciază pe Mădălin Ungureanu pentru ceea ce face în Bălești... Și asta e adevărat, da. S-ar putea ca votul să se transfere spre Târgu Jiu. Stăteam de vorbă cu un coleg politician înainte de alegerile locale și mă întreba... El puțin, cum să vă spun, îndoit de rezultatul lui Maria Rotaru. Înainte de a se desfășura alegerile din iunie, da? Și a spus, Maria Rotaru va lua foarte multe voturi și foarte multe dintre aceste voturi se vor regăsi la cetățenii care merg săptămânal la Lelești, văd ce a făcut Marian Rotaru acolo și iau ca bun exemplu ceea ce a făcut Rotaru la Alelești și normal, spun, domnule, dacă a putut să realizeze ceva la Alelești, e clar că în momentul de față, dacă ar fi primar la Târgu Jiu, ar putea să realizeze și alte lucruri foarte bune. Da, fiind o localitate învecinată cu municipiul Târgu Jiu, oamenii discută și transmit informațiile. Eu sunt sigur că astăzi sunt pe raza municipiului Târgu Jiu, cel puțin 1.000 de leleșteni. Dar să știți că Lelești e una dintre localitățile mici ale județului Da, Burj. Da, din Lelești sunt cel puțin 1.000 de locuitori în Târgu Jiu care votează la Târgu Jiu, care nu mai votează la Lelești. Din păcate, satele s-au depopulat și nu numai la Lelești. Și la Turcinești, și la Bâlteni, și cu cât te depărtezi de acest municipiu, cum să vă spun, numărul de cetățeni care au plecat din acele sate e mult mai mare, pentru că au venit spre oraș, pentru un loc de muncă, pentru alte facilități care le acordă. Deci nici pe departe nu încerc în acest moment să forțez mâna partidului. Partidul are posibilitatea să ia o decizie în cunoștință de cauză. Nu spun că este un lucru rău, până la urmă, pentru că
Aveți o imagine așa de om prea cu minte chiar și care pentru un politician nu e chiar Așa una voi, foarte, foarte bună. dintr-un anumit punct de vedere, așa voi rămâne. Deci nu mă voi schimba în modul în care voi trata colegii și nici măcar adversarii. Adică pot să transmit și într-un alt mod un mesaj dur, fără ca să-l jignesc pe partenerul de platou sau pe contracandidatul pe care l-ai în campanie electorală. Dar spunând anumite lucruri într-un mod frumos, da? Nu m-ați văzut nici în emisiunile dumneavoastră și nici în alte emisiuni coborând acest nivel prea jos. Nu, dar dacă am ceva de spus, spun. Nu, zice, prea cu minte să, în sensul pentru a-și urmări propriile interese politice în cadrul partidului. În Și la momentul de asta mă față, refer, și la asta mă refeream. în bătălia de la Târgu Jiu, nu putem vorbi neapărat de un interes personal, pentru că Interes știm. politic, n-am spus Bun, personal, interesele, și interes chiar și politic. interes politic. Pentru că fiecare politician normal își dorește să ajungă să ocupe funcții importante. De asta intră în politică, nu? După alegerile parlamentare și după alegerile locale, sunt puțini politicieni care vor veni în emisiunile dumneavoastră și își vor exprima deschis intenția de a candida la primăria municipiului Târgu Jiu. Adică după tăvălugul PSD-ului în cele două alegeri și locale și parlamentare, sunt puțini oameni Se care tem au puterea să să facă nu ceea ce fac fie eu astăzi. se tem să nu fie să nu fie umiliți în la Exact, alegeri. exact. Îți asumi un mare risc. Adică în momentul în care intri într-o astfel de bătălie și rezultatul tău este un rezultat sub ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale sau mai ales la alegerile parlamentare, poți să Da. părăsești viața politică liniștit. Și eu văd în perspectivă. Eu am spus și cu Victor Ponta când am candidat în 2008. Dacă rezultatul meu era de sub 20% în acea perioadă, după 4 ani de mandat de parlamentar, renunțam în a mai face politică. Înseamnă că toate mesajele pe care le-am transmis, toate lucrurile pe care eu am încercat să le promovez în perioada cât am fost parlamentar, n-au fost foarte bine receptate de către populație și atunci chiar nu merită Da, să mai spuneți faci și dumneavoastră politică. că alegerile locale au un oarecare specific, nu se compară cu cu cele parlamentare, mai ales că în Târgu Jiu vor fi organizate alegeri doar pe la nivel local. Eu aș vrea să cred că la alegerile care se vor organiza în perioada imediat următoare, cetățenii din Târgu Jiu vor vota omul. Mai puțin sigla partidului. Adică vor pune ștampila pe cei 5, 6 candidați, 7, 10, nu știu câți vor fi, și vor alege omul. Omul care, până la urmă, vine cu proiectul cel mai viabil, cu soluțiile cele mai bune pentru Târgu Jiu și omul care i-a dezamăgit cel mai puțin în perioada ultimilor ani. Asta aș vrea eu să cred. Că nu se vor mai duce ca la alegerile parlamentare să spună, domnule, știți, trebuie să ne ducem să votăm trei trandafiri sau săgeată sau nu știu ce, da? Vor merge și vor vota om, pentru că vor avea posibilitatea și în perioada de campanie electorală, dar și înainte de campanie electorală, de a-i cunoaște pe fiecare din Da, cei dar care doresc să ați candideze. văzut cum s-a votat pe baza acelor promisiuni făcute de. Vorbesc de alegerile de la alegerile parlamentare, pe baza acelor promisiuni cu privire la măririle salariale, Corect. majorarea pensiilor, Noi oameni. am fost Până la prea. urmă, în continuare merg aceste promisiuni electorale. Sigur că merg, însă ar fi foarte bine dacă aceste promisiuni și-ar găsi și rezolvare ulterioară. Asta ar fi un lucru extraordinar. Eu m-aș bucura la un moment dat că acel program extrem de generos al Partidului Social Democrat, care vine pe o reducere masivă a taxelor și impozitelor, ceea ce nu este rău, da? Nici pentru persoanele fizice, nici pentru persoanele juridice, să poată acest program să stimuleze la un moment dat o creștere a pensiilor, a salariilor în domeniul public, a numărului de investitori care vin Nu se spre știe cât România. de sustenabile sunt aceste lucruri din punct de vedere economic. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar înainte de asta vă aduc aminte că aveți la dispoziție un număr de telefon pentru a ne trimite SMS-uri, deci nu mai încercați să sunați pe numărul acesta de telefon, pentru că nu o să vă răspundă nimeni, dar în schimb o să citesc mesajele dumneavoastră pentru ca domnul Romanescu să răspundă la acestea. Deci numărul nostru de telefon este 0753 112 210. Deci aștept mesaje la acest număr.
Ne-am întors la emisiunea Numele Adevărului. Înainte de a începe, vă aduc la cunoștință că aveți la dispoziție un număr de telefon 0753 112 210. Vă sunt la dispoziție pentru a ne trimite mesaje pentru cu întrebări pentru invitatul în această seară. Este vorba de domnul Marcel Romanescu, președintele Organizației Municipale a PNL. Până la urmă, sunteți decis să candidați cu orice risc la primăria municipiului Târgu Jiu. Alegerile vor avea loc în prima parte până în vară, din câte am înțeles, sau care este. Experiența anterioară a guvernelor PSD, și aici mă refer la guvernul Se poate Ponta, trage de timp foarte da, mult? foarte mult. În perioada guvernului Nu există un Ponta au termen fost. stabilit clar în legislație Am stat să. de vorbă cu foarte mulți specialiști în acest domeniu și, din păcate, nu e, din punctul lor de vedere, nu există un termen ferm de organizare a alegerilor locale. Deci, guvernul trebuie să emită hotărârea de guvern. Asta se poate întâmpla mâine, dacă este ședință de guvern, dar. Din experiența anterioară a guvernelor PSD, sunt primării care au rămas fără primar și au continuat ani de zile, 2-3 ani de zile până la alegeri. Mi-aduc aminte de primăria, un caz de la noi din Goș, primăria de la Bălteni. Știți foarte bine că mandatul primarului de la Bălteni la un moment dat a încetat, da? Și nu s-au mai organizat alegeri pentru funcția de primar. Și sunt mai multe astfel de cazuri. Deci, situația în momentul de față nu este tocmai clară când ar putea să organizeze Partidul Social Democrat. Eu sunt convins că își fac un calcul foarte corect, văzând exact câte primării în momentul de față conduc prin viceprimar, care are atribuțiile primarului, și s-ar putea într-o perioadă Păi să facă și știți astfel de când cred lucruri. eu că se vor organiza, după ce vor fi tăiate mai multe panglici. O să avem stadionul, care probabil se va finaliza în acest an. Sala polivalentă, nu se știe că lucrurile sunt cu mult întârziate acolo. Câteva locuințe sociale și probabil că asta mai contează, o să mai aducă probabil unele voturi. Da, există și o astfel de variantă, numai că de data aceasta hotărârea de guvern trebuie dată pentru toate primăriile de la nivel național. Indiferent că primarii au plecat și au fost primari liberali sau social-democrați sau maghiari, trebuie organizate alegeri la nivel național. Nu se organizează alegeri pe fiecare județ în parte. Nu, când se Sunt stabilește o multe dată. primării în situația asta, știu că Sunt și două Craiova, primării nu? Craiova, mari în acest moment, mă refer la numai în Oltenia, la cea de la Târgu Craiova Jiu și și cea de la Târgu Jiu. Deci, normal ar fi ca în perioada următoarelor 6 luni de zile să se organizeze alegeri locale. Ce ziceți de contracandidatul dumneavoastră care a fost anunțat până la urmă de cei de la PSD, de domnul Aurel Popescu? No, din punctul meu de vedere, Ce relație aveți cu dânsul? în politică este o relație așa cum este și între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. O relație în care dânsul coordonează activitatea din primărie, eu fac parte dintr-un grup de 5 consilieri care face Bine, opoziție asta în știm. Consiliul Local. În privința relațiilor personale, nu am în momentul de față vreo relație proastă cu vreun om care activează în viața politică, pentru că n-am dorit astfel de relații. Relațiile personale sunt relațiile personale, relațiile politice sau situația politică în care ne aflăm ne determină câteodată să avem poziții divergente și nu poate nimeni să ne condamne. În fiecare ședință de Consiliu Local, pe proiectele unde considerăm că avem o altă opțiune, ne o exprimăm, pentru că există două categorii de consilieri locali. Unii care fac gargară și care, pentru deliciu presei, ies cu tot felul de lucruri pe care le susțin acolo și ulterior își revin, când se apropie perioada de guvernare, își revin și gata, se liniștesc. Și consilieri, așa cum am încercat să demonstrăm, cei 5 consilieri ai Partidului Național Liberal, O mână care, de oameni. o mână de oameni, care încearcă întotdeauna votul pe care îl dau să-l și explice. Noi nu votăm împotriva proiectelor inițiate în mare parte de primarul municipiului Târgu Jiu, De doar de dragul de dragul a de a fi. vota. Da? Dacă proiectele sunt în interesul cetățeanului, le vom vota întotdeauna, pentru că încercăm să mergem pe acel tip de opoziție constructivă. Da?
În condițiile în care avem alte puncte de vedere și nu suntem de acord cu acele proiecte, întotdeauna ne-am exprimat punctul de vedere. Când ne-am abținut, că am votat împotrivă, eu sau colegii mei consilieri, întotdeauna ne-am exprimat Ați opțiunea. argumentat. Ne-am argumentat acel vot. Cum v-ar conveni, alt contracandidat sau vă puteți lupta și cu domnul Aurel Popescu? Dânsul are un avantaj, pentru că fiind primarul în exercițiu, deși este interimar, mă gândesc că are un anumit capital de imagine, mai ales că e la început de drum, nu e situația domnului Cârciumaru, care s-a uzat pe parcurs, pe traseu, pe drum. Sunt de acord că poate să aibă și un avantaj, este și un dezavantaj, pentru că în momentul în care lucrezi într-o echipă cu primarul Florin Cârciumaru, poți să vii și cu proiecte, dar trebuie să răspunzi și de ceea ce s-a întâmplat Și în perioada de anterioară. Adică, nerealizări. în momentul de față, candidatul Partidului Social Democrat nu este un om care vine din afara politicii sau din afara primăriei și poate să vină să spună, domnule, proiectele mele sunt următoarele. Nu, eu cred că va fi continuatorul proiectelor primarului Florin Cârciumaru, pentru că și-au asumat un proiect pe 4 ani de zile. Îmi aduc aminte că și domnul Aurel Popescu a fost pe acea listă de consilier, cel puțin și ulterior în calitatea de viceprimar, în mandatul lui Florin Cârciumaru. Am văzut declarațiile dânsului puțin, în termeni fotbalistici, puțin cu fentă sau în biliar cu mantă, da? Voi reorganiza compartimente sau voi încerca să am o altă viziune. Ar fi foarte bine dacă ar putea să aibă o altă viziune. Înseamnă că sunt lucruri care nici măcar dânsului nu-i convin din ce s-a întâmplat în primăria municipiului Târgu Jiu. Dar nu poate să spună, domnule, gata, din momentul ăsta sunt eu primar, tot ce s-a întâmplat în perioada trecută, cu bune și cu rele, că sunt și lucruri bune care poate s-au făcut în acea perioadă, eu nu mi le mai asum. Ai fost viceprimar, n-ai fost în afara jocului, da? Putem ceilalți candidați care vom veni cu proiecte să spună, domnule, asta este viziunea noastră despre ceea ce trebuie să se întâmple în Târgu Jiu. Și nu ne poate nimeni imputa, pentru că n-am avut în acest moment, până în acest moment, posibilitatea să coordonăm activitatea din primăria municipiului Târgu Jiu. Însă cel care vine din calitatea de viceprimar sau din calitatea de primar trebuie să și explice anumite lucruri care s-au făcut în perioada anterioară. Credeți că îl va trage puțin în jos faptul că a fost împreună cu domnul Cârciumaru la conducerea primăriei? Poate să-l și avantajeze, poate să-l și dezavantajeze, depinde de percepția cetățeanului. Dacă cetățeanul din Târgu Jiu este mulțumit de administrația de la primăria Târgu Jiană, e clar că în mare parte va merge pe continuitate. Dacă cei din Târgu Jiu sunt nemulțumiți de ce s-a întâmplat în ultimii 16 ani de zile, s-ar putea să aibă și sunt convins că în mare parte vor merge spre o altă alternativă, pentru că dacă ești nemulțumit, așa ar fi normal. Dacă tu consideri că lucrurile nu au mers bine în Târgu Jiu în ultimii 16 ani, de ce ai continua cu cei care l-au dus în această Păi, ați direcție? văzut că la noi așa se întâmplă în județul Gorj de 20 ceva de ani. Noi suntem conservatori, votăm în continuare roșu, chiar dacă oamenii au anumite nemulțumiri, se gândesc, dom'le, poate e mai rău cu ceilalți și Sunt de acord, dar preferă să meargă pe principiul eu le-am acesta. spus și când am fost candidat și când nu am fost candidat, le-am spus un lucru. Dom'le, dacă 16 ani ați acceptat o anumită conducere și poate lucrurile nu au mers așa cum ați considerat voi că ar trebui să meargă, de ce n-ați acceptat măcar 4 ani de zile? După aceea, e clar, dacă nu ai o alternativă, poți să faci o comparație. Dom'le, 16 ani ne-a fost așa sau 17 ani la anul ne-a fost așa. Hai să lăsăm 3 ani de zile, că nu sunt, e un mandat de 3 ani de zile. 3 ani de zile, hai să vedem, poate cel care vine are o altă viziune asupra modului în care trebuie să dezvolte acest oraș. Eu vreau să vă dau un exemplu. Și din acest punct de vedere, nu o spun cu răutate, ba dimpotrivă, o spun cu mare plăcere. Toată campania mea am avut 3 proiecte ale mele personal pe care le-am dat candidatului nostru de la acel moment pentru a le putea fructifica. Unul dintre aceste proiecte, astăzi, capătă contur, cât de cât. Mă refer la zona Rostramo. Știți foarte bine că și în emisiunile dumneavoastră și în toate emisiunile veneam și spuneam în felul următor. Dom'le, nu va veni niciodată un investitor în județul Gorj dacă tu nu-i vei putea oferi o zonă unde clar trebuie să dezvolți o infrastructură necesară pentru ca investitorul respectiv
să vină. Dar și dădeam acest exemplu. Zona respectivă nu e oferită de primăria Târgu Jiu. Păi, culmea este că în momentul de față este în sistem privat. Da? Cel care a venit acolo a luat în nume propriu. De la liquidator, da. De la liquidator. Primăria municipiului Târgu Jiu a avut posibilitatea, din momentul în care acea suprafață de teren cu halele respective au ajuns la lichidator, avea posibilitatea să facă un credit, nu știu care e modalitatea, să intre într-un parteneriat public-privat și să poată să folosească acea zonă de 25 de hectare, să o folosească pentru astfel de investiții. Eu vreau să vă spun un lucru. Eu personal, dacă la momentul când am identificat această oportunitate, aveam 2 milioane de euro, e o sumă fabuloasă, nu o să o am niciodată, dar dacă aveam 2 milioane de euro chiar și în Târgu Jiu, aș fi fost primul om care m-aș fi dus să prea o astfel de suprafață. Dacă vă faceți calculul, sincer, eu m-am făcut matematic, fără să țin cont că acolo există toată infrastructura necesară, da? Dacă îți faci un calcul, pentru cele 25 de hectare îți ies undeva la 5 euro pe metru pătrat, strict dacă privești doar terenul. În nicio zonă a municipiului Târgu Jiu nu mai există în acest moment teren cu 5 euro pe metru pătrat. Asta era nicio pentru zonă. Toată unitatea de acolo, de la Rostramo? Da, eu mă gândeam la toată unitatea, ca ulterior să o poți pune la dispoziție. În zonele care s-au dezvoltat în vestul României au mers pe astfel de facilități. Crearea unui parc industrial și atragerea de investitori. E clar că în momentul în care îl pui pe investitor să vină pe o zonă deja pregătită, este mult mai rapidă modalitatea în care el abordează un proiect. Una este să-l chem la Târgu Jiu și el să vină de unul singur să caute un teren într-o anumită zonă, un teren să negocieze cu proprietarii, să caute. Nu. În momentul de față, investitorii vin și fac diferența între oportunitățile pe care le acordă autoritățile de la nivel național. Știți care e problema? Că la noi în oraș s-au apărut foarte multe, foarte multe cartiere de locuințe, care mai de care, mai, să spun, mai luxoase, vile, cartiere de vile. Dar, în schimb, nu a apărut un loc unde o unitate să-și dezvolte o anumită afacere, o anumită activitate până la urmă. Și acest loc să fie pus la dispoziție de către, așa cum e normal, de către primăria municipiului Târgu Jiu, pentru că nu vine un om să cumpere, un om de afaceri să cumpere de la 30 de vânzători, 30 de proprietari, să stea să negocieze cu fiecare. E cam absurd. Și preferă să discute cu un singur proprietar al terenului respectiv și să cumpere o suprafață mai mare sau îi se poate pune la dispoziție acest teren. Eu asta vă spuneam, făcându-mi o analiză foarte corectă, și aici nu vorbim de chestii fantasmagorice, domnule, te duci spre Preajba, spre Iezureni, sunt chestii care până ajungi tu să le oferi toate infrastructura necesară, le găsește 10 variante în țară. Aia varianta CET-ului, da? Că se tot vorbea. Păi nu, erau cele două variante. Era Rostramo, fostul combinat, care era deja la lichidator și puteai să-l cumperi, sau varianta CET-ului, unde ai deja terenuri, unde primăria are în proprietate în momentul de față anumite suprafețe de teren. Acolo problema este în felul următor. Trebuie să faci în așa fel încât acea suprafață să rămână suprafață comasată. Pentru că în condițiile în care vei da din acea suprafață, nu știu cât este la momentul acesta, oricum între 10 și 15 hectare cred că este și în zona CET-ului, vei da la fiecare sau la cine vrei tu anumite posibilități de a lua anumite parcele în suprafața mare, nu vei mai realiza nimic. Pentru că îl pui pe investitor la un moment dat să se învecineze cu o curte, cu casă și nu o să primească niciodată autorizație, cu unul care o să spună, domnule, știi care e problema? Eu sunt proprietar, dacă nu-mi dai 500 de euro pe metru pătrat, nu o să plec niciodată din această zonă. Dar uitați-vă, și e una dintre problemele pe care consilierii municipiului Târgu Jiu ai Partidului Național Liberal au ridicat-o și nu numai noi, știu că și din partea PSD-ului. Nu avem nici la acest moment un PUG. Deci noi nu putem discuta de un plan de dezvoltare al acestui oraș până nu vom ști foarte clar care este situația și cum trebuie să se dezvolte acest oraș în timp. De vreo, nu știu, 5-6 ani de zile, noi nu avem actualizat PUG-ul. Din punctul meu de vedere, nu este întâmplător lucrul acesta. Adică cei care amână o fac în mod interesat, dezinteresat pentru municipalitate, interesat pentru ei. Pentru că în momentul în care nu ai, când ai un PUG, e ca o lege.
din acel moment. Nu mai construiește fiecare unde vrea, cum vrea, cu regim de înălțime așa cum consideră el, da? Din momentul ăla respecti exact ce ai stabilit în PUG. PUD sau PUZ, toate aceste detalii pe care trebuie să le respecti. Legea cadru. Ai un PUG. Poți să, indiferent cine conduce urbanismul la Municipalitatea Târgu Jiană, trebuie să respecte. Asta e părerea mea, văzând că se amână în fiecare an. N-ați văzut cum se an. Respectă la noi? S-a construit un bloc lângă un monument istoric, foarte reprezentativ pentru municipiul nu, Târgu Jiu, la 2-3 metri. Nu, se construiesc foarte multe hoteluri, așa zise hoteluri sau blocuri, fără măcar un metru pătrat de parcare. Este inadmisibil. Sunt foarte mulți târgujeni și mai ales chiar în zona centrală, care în momentul de față sunt afectați de astfel de locuințe. Adică eu n-aș putea să dau niciodată autorizație cuiva să construiască un bloc sau un hotel sau indiferent ce vrea să construiască, fără ca să-mi demonstreze că are până la urmă și un loc de parcare. Uitați-vă ce se întâmplă în traficul din Târgu Jiu. Nu vorbesc de sărbători, că sărbătorile toate sunt la fel, poate și în orașele mai mari. Dar da, și în cursul zilelor, de luni o să înceapă școala. Acum a fost o perioadă, cred că, liniștită, pentru că încă elevii sunt în vacanță. De luni începe școala. La ora 8, la ora 9, mai bine pleci pe jos și parcurgi 2, 3, 5 km decât să pleci cu mașina dintr-o parcare. Da, dar să știți că sunt și foarte mulți șoferi indisciplinați care își parchează mașinile acolo unde doresc și nu țin cont de faptul că... Sunt de acord, că... dar nu poți să vii și am văzut că acum a intrat din nou în vigoare acea lege cu ridicatul mașinilor sau cu amenziile pentru parcare incorrectă, da? Nu poți să impui o astfel de lege și să, din momentul ăla, să o respecte toată lumea atât timp cât tu nu le oferi locuri de parcare. Oferă-le la un moment dat parcări private, din punctul meu de vedere, parcări private, parcări publice în care să plătească o taxă. Da? Păi sunt, vedeți, dar sunt unde insuficiente. Sunt? Unde sunt? Păi, sunt insuficiente. Păi, trebuie să găsești soluții. Tocmai asta e ideea. La un moment dat să găsești soluții ca să poți face toate demersurile necesare să poți să creezi astfel de spații. Și în momentul în care într-o anumită parcare mai sunt 100 de locuri libere și cetățeanul a parcat pe marginea șoselei, du-te și amendează. Dar o să vină cu același răspuns. Dom'le, unde? Că n-am unde să... Toate bulevardele din Târgu Jiu în acest moment, cel puțin pe una dintre benzi, sunt ocupate. Toate bulevardele. Nu există... Și mă refer aici la zona centrală, că în zona de periferie lucrurile sunt cât de cât totuși în regulă. Dar în zona centrală e dezastru. Noi avem și o metahnă că vrem să ajungem cu mașina până la scara blocului până sau scara blocului, în fața magazinului de unde cumpărăm... ce avem de cumpărat. Și ne deplasăm cu mașina și pentru distanțe foarte scurte. Sunt de acord, dar în momentul în care o să plătești, o să fii obligat să scoți din buzunar. Și n-am încurajat, în schimb, cei care folosesc și sunt din ce în ce mai mulți care folosesc bicicletele. Pentru că și aici e o problemă, ei doresc să aibă o pistă pentru a se putea deplasa. Corect. Haideți să luăm și câteva mesaje de la telespectatori. Lavinia vă întreabă dacă credeți că avem suficiente parcuri și locuri potrivite pentru a petrece timpul liber? În momentul de față nu, dar la modul cum arată municipiul Târgu Jiu, este foarte greu și la modul haotic în care s-a dezvoltat acest municipiu, mai ales pe această zonă verde, pentru că vedem desfițându-se anual zeci și sute de metri pătrați de zonă verde, este foarte greu în acest moment să discutăm de o arie foarte mare de spații verzi. Însă beneficiem, pentru că ne-a dat Dumnezeu un brâncuș și beneficiem de un parc central, însă nu este o rezolvare, pentru că foarte mulți oameni nu pot să se deplaseze în parcul Brâncuș. Cei din zona centrală merg spre parcul Brâncuș. Dar în zona CAM-ului, în zona 9 mai, e foarte greu să vin fiecare zi. Ar fi nevoie și de alte parcuri în alte cartiere. Sigur. Ale municipiului, dar sigur, să știți că sunt posibilități să amenajeze câteva parcuri, pentru că sunt unele zone, unele spații verzi care nu sunt folosite și acolo pot fi amenajate foarte ușor părculețe. Din punctul meu de vedere, în aceste zone care trebuie să fie zone verzi, sub aceste zone, poți să rezolvi și o parte din problemele legate de parcări. Poți să creezi o parcare subterană și există în Craiova, în momentul de față, mai multe astfel de parcări, da? Jos, parcare subterană, deasupra,
O zonă verde în care să poată să se joace în liniște copiii sau să meargă cetățenii din municipiului Târgu Jiu. Cineva vă transmite că, pentru că pronunțați foarte des denumirea partidului rival, să zic așa, PSD, le faceți publicitate, iar dumneavoastră o să scădeți în sondaj și în popularitate drastic. Dacă în momentul de față de partidul pe care îl voi avea în competiție și pe candidatul partidului respectiv n-a auzit cineva în acest județ sau în acest municipiu, e greu de abordat un astfel de lucru. Oh. Aștept în continuare mesaje. Nu, să știți că nu vă pot răspunde dacă insistați să sunați pe acest telefon, pe numărul de telefon care este afișat pe micile ecrane. Doar aștept, pot să preiau mesajele primite de la dumneavoastră și să le citesc, să le transmit domnului Romanescu. Dacă mergeți doar cu criticile, nu veți lua mai mult de 15%, vă transmite un alt telespectator. Nu, eu nici n-am venit pe ideea de a merge cu criticile. Am discutat anumite probleme de care se izbesc în fiecare zi târgujenii. Proiectul meu va fi un proiect de dezvoltare, nu un proiect de critică adusă celor care au condus această municipalitate. Nici vorbă. Nu cred că ați auzit acuzații. Ba dimpotrivă, din lucrurile pe care le-am constatat, am încercat întotdeauna și voi încerca în perioada în care voi fi candidat să vin cu proiectele și cu soluțiile pe care pot să le promovez. Mi-am dat seama că nu este o soluție aceasta de a critica, de a scoate la suprafață anumite nereguli. Trebuie să le faci. Da, dar ați văzut că la domnul de la primar de la Lelești, fostul primar de la Lelești, domnul Rotaru, a mers această critică, dânsul a dus-o și la extremă critica respectivă și a prins pentru că a obținut un rezultat foarte Sunt bun la alegerile De locale. acord, dar cu rezultatul domnului Rotaru nu o să câștig niciodată primăria municipiului Târgu Jiu. Deci poți în campanie electorală să vii și cu un astfel de mesaj. Nu voi ajunge Bine niciodată, că a fost dar un mesaj fals, că dânsul, pe urmă, s-a dus ulterior spre cei pe care îi critica. a dat Nu mâna, s-a înțeles cu domnul lucrează cu Cârciumaru cei cu și... care, cu, pe care la în perioada de campanie electorală efectiv i-a distrus. Da? Nu. Eu o să am și o astfel de abordare. Este clar că în momentul în care vii și prezinți anumite proiecte, trebuie să știi exact de unde pleci. E o altă modalitate de a aborda problema. Ați rămas cu lătratul lui Vâlceanu și vă recomand, telespectator, să vă faceți un program bun și să mai reparați din gafele făcute de domnii Vâlceanu și Barbu. Eu nu sunt. Și vă recomand să luați poziție și să fiți bărbat. Asta n-are. Când am anumite poziții, mi le exprim în privința modului în care se exprimă cetățeanul. Nu vreau să fac prea multe comentarii. Da, totuși, în emisiunea de astăzi, ați început să... Eu nu sunt în campanie electorală. Campania electorală a început. Nu, Am discutat deschis anumite probleme, dar vorbesc de e clar. poziția, situația din propriul partid. Vorbesc de asta, la asta mă refer, că ați început să Ok. vă ridicați așa puțin. Domnul Romanescu are dreptate foarte mare, e un mare gospodar, vă spune cineva. Știu că aveți o gospodărie frumoasă Din la păcate, Rugi. o am la țară. Din păcate pentru distanță, nu pentru faptul că nu e o gospodărie frumoasă. Dacă ar câștiga competiția electorală, ați mai organiza cheful de ziua pensionarilor? Vă întreabă un telespectator. E o întrebare pertinentă și știu că v-ați ridicat atunci când s-a Acea zi organizat în Consiliul trebuie Local. sărbătorită, pentru că este o zi care se sărbătorește în toate municipiile din această țară. Modalitatea în care pregătește această sărbătoare trebuie să fie total diferită. Și da, Și continuă telespectatorul, îmi cer scuze, sau ați încercat o soluție care să se adreseze tuturor pensionarilor, nu doar celor privilegiați? asta este problema. Eu am spus un lucru. Eu nu-mi doresc pensionari servili. Nu-mi doresc pensionari care să le ofer 4 ani de zile mese și ulterior să-i trimit la vot. Aș dori să se creeze anumite criterii. Nu eu le stabilesc. Eu pot să vin cu o soluție. Și am spus, din punctul meu de vedere, la Casa Județeană de Pensii există Ce în acest soluție? moment, la Casa Județeană de Pensii există în acest moment
un clasament al indemnizației pe care o primește un pensionar, da? De pe raza municipiului Târgu Jiu, pentru că te adresezi celor din Târgu Jiu. Ai putea în 4 ani de zile, plecând de la pensia cea mai mică până la pensia cea mai mare, e clar, în momentul în care vii cu un Și astfel să-i de chemați pe criteriu, cei care au pensii mai mici. în primul an, ulterior, vii cu alte persoane. De cele mai multe ori, în cei 20 de ani de când se organizează ziua pensionarului la Târgu Jiu, aceleași persoane participă la acest eveniment. Sunt maxim 2000 de persoane care participă. Din ceea ce știu eu, numărul de pensionari de la nivelul municipiului Târgu Jiu este în acest moment undeva în jur de 20.000. Adică de 10 ori mai mult decât cei care participă frecvent la aceste evenimente. Da? Mie nu trebuie, eu nu vreau ca să beneficiez politic de o anumită situație. Însă trebuie stabilite anumite criterii, poate chiar de către direcția care gestionează această situație și să știm foarte bine. Sau pe baza, așa cum le-am cerut în Consiliul Local. Dumnezeu, hai să facem un sistem electronic sau un sistem pe bază de cereri. Fiecare anexează la cererea pentru participarea la acest eveniment cuponul de pensie. Și stabilim anumite Da, criterii. de ce trebuie, de ce considerați că trebuie neapărat în funcție de venituri? Pentru că și un pensionar cu o pensie mai mare vrea să se Păi nu, nu, distreze. nu, nu. Dar putem în 4 ani de zile, în 7 ani de zile, în 8 ani de zile să acoperim întreaga paletă a pensionarilor de pe raza municipiului Târgu Jiu. Adică să îi dai posibilitatea măcar o dată la 4 ani de zile ca fiecare pensionar care dorește să Să se participe, bucure să de se bucure evenimentul de un respectiv. astfel de eveniment. Eu vreau să vă spun un lucru, mă gândeam și la o altă soluție. Dom'le, în fiecare an să organizezi pentru pensionarii care îndeplinesc o anumită vârstă, o vârstă rotundă. 60 de ani, 70 de ani, cei de 60, 70, 80 de ani să participe într-un an. E și o modalitate, nu toți au posibilitățile financiare să se bucure de aceste evenimente, să le legi de un anumit eveniment. Dar nu poți să mergi la nesfârșit cu această modalitate de împărțire a invitațiilor pentru acest bal al pensionarilor. Domnule Romanescu, timpul alocat emisiunii noastre s-a încheiat. Mulțumesc că ați participat și iată, Și eu vă mesajele mulțumesc. dovedesc că alegerile care urmează să aibă loc reprezintă un interes. Oamenii sunt interesați de viața orașului, ceea ce urmează să se întâmple în viitor. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc să aveți un weekend frumos, pentru că noi o să ne întâlnim abia marți. O seară bună!